Bună și bine v-am regăsit! Astăzi avem o serie nouă pe canal, ieftin versus scump. Nu știu dacă am mai făcut genul acesta de clipuri, dar cu siguranță v-am povestit mereu despre inspirații, despre variante mai ieftine ale unor parfumuri scumpe. Dar avem o serie nouă și vreau să vin cu mai multe clipuri de genul acesta pe canal. Astăzi vorbim despre foarte iubitul, popularul și mirificul Bianco Latte. Știți că este parfumul meu gurmand preferat, dar vorbim și despre Nila Vanille de la Arabiat Prestige, de la My Perfumes. De fapt, un parfum pe care persoanele care l-au cumpărat, pentru că este ceva mai nou pe piață, au fost foarte încântate de acest parfum. Eu am deja o colecție mare de parfumuri, nu mai sunt dispusă să dau sau să investesc foarte mult în parfumuri decât în parfumuri pe care le și testez înainte și pe care mi le doresc cu adevărat. O să o las mai moale cu blind buy-ul când vine vorba despre parfumuri scumpe și vreau să vă spun că apar parfumuri, inspirații, clone, mai pe românește, ale unor parfumuri scumpe și frumoase, din ce în ce mai bune. Și nu pot decât să mă bucur, pentru că cine nu ar vrea să dea, nu știu, 200 de lei în loc de 700 de lei? Dacă parfumul acela este chiar bun, de ce să nu faci asta? Adică nu sunt o persoană care dă doar pentru că acela este originalul și doar pentru că acela este de la o casă mare, nu știu, doar pentru că ne gândim că ingrediente de calitate, măi, dacă seamănă atât de bine și pe mine mă mulțumește pe deplin acel parfum inspirat, nu am nicio problemă în a lua parfumul inspirat. Astăzi vorbim despre un parfum care m-a dat pe spate și care m-a făcut să-mi schimb percepția despre parfumurile inspirate. Uite cum a fost și cu Blanche Bette. Este un parfum Blanche Bette foarte frumos și foarte elegant, dar în același timp, parfumul de la Latafa îmi place extraordinar de mult. Deci, cu siguranță, nu mai sunt atât de înnebunită să-mi cumpăr Blanche Bette și nu mai sunt dispusă să dau atâția bani pe el. Ce să vezi? În continuare o să-mi fac plăcerile mele și o să-mi cumpăr parfumurile care îmi plac, că sunt de nișă sau de designer sau arabești sau așa, dar vreau să descoper și niște inspirații deosebite. Haideți să începem clipul de astăzi cu cele două parfumuri și cumva clipurile din această serie se vor încheia cu niște concluzii de genul aș putea să înlocuiesc cu succes parfumul original, da, sau să folosesc în continuare parfumul inspirat după ce termin originalul, dacă sunt dispusă să recumpăr originalul sau să folosesc parfumul inspirat și așa mai departe. Haideți să vorbim despre primul parfum care a cucerit lumea și anume Bianco Latte. Este un parfum dulce, este gurmand, este caramelicios, dar un caramel cu lapte. Eu v-am mai spus că simt în parfumul acesta parcă și un lapte condensat și acum, după ce am aflat cum se face laptele condensat, îmi dau seama că, da, are o aromă de lapte condensat. Chiar am văzut o rețetă de lapte condensat care se face cu lapte, cu zahăr brun și cu unt. Este un parfum foarte frumos. Are ca și note, ce să vedeți, notele parfumurilor sunt la fel. Avem caramel în deschidere. În mijloc avem cumarină și miere, iar în bază avem vanilie și moscalb. Este caramelicios, este zaharicios. Parcă se simt și niște bezele în deschidere. E dulce, este caramelicios, mieros, vanilat și da, are o bază de vanilie și mosc.
Este un parfum foarte confortabil, care îți dă o stare foarte bună, super cozy, super gurmand, dulce, delicios. Este parfumul meu preferat gurmand pentru că le are pe toate. Are și caramelul acesta diferit și plăcut, lăptos. Are și o bază vanilată, o muscată, care face acest parfum să fie unul confortabil și dulce totodată. Este un parfum care pe mine persistă foarte bine, rămâne mirosul pe haine la nesfârșit. V-am mai zis că prima dată când l-am cumpărat, l-am folosit într-o zi și mirosul a rămas pe geaca mea foarte mult timp. Deci este un parfum care mie îmi place din toate punctele de vedere și de când l-am cunoscut, de când l-am descoperit de fapt pe Bianco Latte, îmi este foarte greu să mai găsesc parfumuri gurmande care să mă dea pe spate. Dar cu siguranță că sunt parfumuri gurmande care să mă dea pe spate, doar că trebuie să le descoper eu. Pe Bianco Latte îl găsiți undeva la 650 de lei, 700. Mi se pare un preț ok pentru 100 de ml, pentru un parfum de nișă, Giardini di Toscana. Prețul mi se pare ok. Nu mi se pare că este exagerat, pentru că îmi place foarte mult parfumul, performanțele sunt ok, totul este perfect pentru mine când vine vorba despre Bianco Latte. Dar haideți să vorbim și despre Nila Vanille de la Arabiat Prestige sau My Perfumes. Chiar îl găsiți pe myperfumes.ae, ei livrează și în România și nu, îl puteți să-l mai cumpărați și de pe Dubai Collection, doar că am văzut că nu este pe stoc momentan. Ce pot să vă spun despre Nila Vanille? Parfumul acesta pur și simplu mi-a schimbat percepția în ceea ce privește parfumurile inspirate, clonele. Nu pentru că până acum nu aș fi fost eu prea încântată, pentru că atunci când am descoperit inspirații bune, v-am spus despre ele, am în colecție parfumuri inspirate pe care le port cu mare plăcere. Măi, dar ăsta m-a dat pe spate. Și m-a mai dat un parfum pe spate de la Arabiat. Este vorba despre Lariz Absolue. Nu știu originalul, BDK Velvet Tonka, nu-l cunosc, dar mi se pare atât de bun la Lariz Absolue, încât cu siguranță, eu sunt sigură, dacă vreodată o să fac rost de un decant de BDK Velvet Tonka, o să vin în această serie cu comparații. Parfumul Nila Vanille. Când vi l-am arătat în clipul în care am făcut unboxing, nu am vrut să mă pronunț, nu am vrut să spun este foarte, foarte bun. Am vrut să-l descoper, am vrut să-l port. În primul rând că nu puteam să aflu așa imediat despre performanțe, nu-l purtasem. Dar v-am spus și acolo că deschiderea este un pic diferită, în fine. Nu am fost eu atât de lămurită cu deschiderea, dar după ce am purtat parfumul și s-a mai așezat, s-a apropiat și mai mult de Bianco Latte. Le-am purtat pe ambele, le-am comparat pe piele, l-am pus pe unul pe o mână, pe celălalt pe cealaltă mână. Și pot să vă spun că se apropie foarte, foarte, foarte mult de Bianco Latte din toate punctele de vedere. Și asta caut eu de la un parfum inspirat. Pentru că mi s-a întâmplat să descoper o clonă bună, dar să nu fie atât de puternică, să nu aibă așa performanțe bune, să nu aibă finețea. Măi, ăsta are și finețe și performanțe. Mirosul seamănă foarte bine. Deci observ o foarte mică diferență în deschidere, pentru că îl simt pe Bianco Latte ceva mai lactonic și parcă un pic mai pufos.
Bianco Latte este un parfum pufos și dulce. În deschidere v-am zis că parcă are așa și niște bezele pufoase. Ei, Vanille, Nila Vanille, cumva trece partea aceea și intră direct în baza lui Bianco Latte, care este partea cea mai predominantă, să fim serioși, că deschiderea în general se duce destul de repede. Mi se pare parcă și un pic mai dens, un pic mai profund, să zic, Nila Vanille, deci o mică diferență este. Dar testate, unul pe o mână, celălalt pe cealaltă mână, mi s-a părut chiar un pic mai intens Nila Vanille. Poate și pentru că Bianco Latte e un pic mai finuț și un pic mai aerisit. Asta, cum să zic, îl ajută pe Nila Vanille în situația asta, pentru că este ceva mai intens, parcă. Purtate, nu faci diferența între cele două. Deci, ambele, pe ambele le simt la fel. Intense, puternice, delicioase, calitative, diferența este doar de preț. Și v-am zis, nu este 100%, dar se apropie foarte, foarte mult. Nu vreau să mă pronunț cât, eu v-am spus că diferența este doar de preț. Seamănă extraordinar de bine cu Bianco Latte. Și pe Nila Vanille îl găsim pe la 200 de lei. M-am uitat pe Dubai Collection și este prețul de 170 de lei afișat. Dacă mai folosești și codul, îl iei și mai ieftin. CC10 este codul meu de pe Dubai Collection. V-am spus că nu este pe stoc momentan, dar poate o să apară el. Altfel, îl găsiți pe myperfumes.ae. Am văzut că au livrare gratuită în România. Ei mi-au spus, pentru că cele de la Arabiat pe care vi le-am arătat în haul sunt primite de la cei de la My Perfumes și l-am descoperit pe acest nebun care miroase extraordinar de bine și care este super, super frumos și calitativ, mai ales pentru prețul pe care îl are. Sunt foarte încântată de el și notele sunt aceleași. Notele listate sunt aceleași ca și la Bianco Latte și concluzia mea este că poate fi înlocuit cu succes Bianco Latte de Nila Vanille. Asta în cazul în care vă doriți un parfum bun, vă place Bianco Latte, dar nu vreți să dați atâția bani pe el și, ce să zic, faceți o achiziție extraordinară. Cum să nu-ți placă un parfum care costă până în 200 de lei și este inspirat dintr-unul care costă 600 și ceva de lei și se apropie foarte bine din toate punctele de vedere. Adică, eu vă spun sincer că avându-le pe ambele, le-am purtat pe ambele pentru că am vrut să și vin cu acest video, dar îmi este, pentru că îmi place parfumul, când vreau să îl port, mă refer aici la Bianco Latte, îmi este indiferent dacă folosesc Bianco Latte sau Nila Vanille. Sinceră să fiu, sticla de Bianco Latte nu mi-a plăcut niciodată, nu are niciun farmec. E o sticlă simplă, nu pot să zic că e wow, pe când sticla de la Nila Vanille este superbă. Din păcate, nu este cea mai potrivită pentru a pune-o în clipuri, pentru că se reflectă tot și nu se vede extraordinar de bine. Cam asta am vrut să vă spun. O să mă pregătesc mai bine pentru clipurile viitoare. Am multe idei și multe clipuri de făcut din această serie. O să mai vin și cu alte serii și cu tot felul de chestii nebunești, pentru că nu vreau să vă plictisiți pe acest canal. Deci, cam asta am vrut să vă spun. Sper că v-a plăcut clipul acesta și lăsați-mi în comentarii, spuneți-mi dacă vreți să merg înainte cu seria aceasta și să descoperim parfumuri mai ieftine, inspirate din parfumuri
de nișă, de designer, parfumuri ceva mai scumpe, sau o să vin și cu genul acesta de clipuri, parfumuri care sunt accesibile, dar se duc în aceeași zonă cu unele parfumuri ceva mai scumpe, dar totodată nu sunt clone. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți cu prietenii voștri clipurile mele, să descoperi și alte persoane acest canal, mai ales dacă sunt iubitori de parfumuri și dacă cunoașteți iubitori de parfumuri, lăsați și un like și aștept cu mare drag întrebări, comentarii, spuneți-mi ce inspirații clone bune ați găsit voi și de asemenea aștept și sugestii. Aștept sugestii, spuneți-mi ce parfumuri ați vrea să testez, nu știu, să cumpăr poate clone, ce clone ați vrea voi să descoperiți și poate o să cumpăr și o să le descoperim împreună. V-am pupat! Pa, pa!